un exercițiu excepțional pentru subțirea gleznelor, pentru mușchii gambei, coapsă, mușchii fesier. Este foarte important să te duci exact pe vârf, în timp ce celălalt picior foarte bine întins, apăs călcul în spate, schimbă, sus pe vârf, sus pe vârf, sus, sus. La început puțin mai încet, după aceea din ce în ce mai repede. Acest exercițiu putem să-l facem numărând până la 40, o mică pauză și continuăm. De câte ori simți că ai picioarele obosite, umflate, obosite, trebuie să faci acest exercițiu. De câte ori ai un pic de răgaz, fă acest exercițiu și o să ai rezultate excepționale. Vârf călcâi, vârf călcâi. Este foarte important să ai spatele drept, umeri în spate, abdomenul strâns, nu stai cocoșată, da? Și continuăm. Vârf călcâi, vârf călcâi. O variantă, aduci genunchiul în față, unul peste celălalt, de asemenea vârf călcâi. Aici participă puțin și șoldul și coapsa interioară. Vârf călcâi, vârf călcâi. Ok, tot avem scaunul în această poziție, ne așezăm cu tălpile paralele, exact în dreptul picioarelor de la scaun. Ai mâinile în față, te așezi frumos pe scaun, ai grijă proiecția genunchiului să nu vină mai în față de vârf, atingi scaunul și te ridici. Sus inspir, jos expir. Sus inspir, jos expir. Sus inspir, jos expir. De asemenea, de 40 de ori, după aceea un pic de pauză și reluăm de câte ori simțim nevoia. Jos, atingi scaunul și menține. Continuă și respiră. Ai grijă să ai numeri în spate, să ai coloana dreaptă, fără cocoașe. Și sus. Din nou și sus. Din nou, sus inspir, jos expir. Sus inspir, jos expir. Și menține foarte bine. Acum o să întoarcem scaunul, să lucrăm puțin pentru coapsa interioară. De asemenea, gambe, fesieri. Chiar și abdomenul participă un pic la această mișcare. Depărtat, îndoaie genunchii de o parte și de alta, greutatea cade exact pe mijloc și ridică și încordează bine coapsele. Inspiră sus, expiră jos. Inspir, expir. Inspir, expir. Inspir, expir. Menține jos, ușor, presează, ridică călcâile, menține sus pe vârf. O să simți că se încordează și mai tare coapsa interioară. Aici menține, sus inspir, tot pe vârf, încordează bine, jos expir. Inspiră, expiră. Inspir, expiră. Inspir, expiră. Continuă, inspiră, expiră și presează, presează. Execuți de 40 de ori cu puțină pauză. De câte ori simți picioarele obosite, nu ezita să faci aceste exerciții. Se va vedea rezultatul extraordinar. Scutură puțin. Bun, și acum un exercițiu pentru că toată lumea, chiar și cele care nu au născut, au probleme cu aripioarele. Așa le numim noi, da? Ai brațul îndoit, în același nivel cu trunchiul, pe vârf, deschis și înapoi pe vârf. Deci nu aduci unul lângă altul, ci te oprești pe vârf. Inspiră, expiră. Inspir, expiră. Continuă. 2, 3, 40. După aceea un pic de pauză și rulăm cu celălalt picior. O mică variațiune, brațul întins, se întinde frumos talia, întinzi tot trunchiul, aduci brațul la coapsă. Sus inspir, expir. Inspir, expir. Inspir, expir. Inspir, expir. Rezultatele nu vor întârzia să apară. O mică variațiune, îndoi cotul, îndoi genunchiul și apleci un pic, deși lucrează talia, participăm și mai tare mușchiul fesier. Executăm 40, pe un picior și pe celălalt, un pic de pauză.